că te iubește și, și ceea ce simți pentru tine, îți dai seama că a avut dubii în privința ta în legătură cu păi ceea ce ai făcut. Păi tocmai asta îmi dau seama că a avut dubii în privința păi mea, că l-am normalizat pe el, l-am înțeles de ce. Plăcere, am spus că făcea rău. Bun, dar văd că și Raimond a spus că același lucru, că nu e de acord cu ce spune Laura și Laura zice același lucru, nu e de acord cu ce spune Laura. Pare rău. Laura, totuși, cui se datorează poziția asta a ta diferită acum? S-a întâmplat ceva pe față. La nimic, doamna Mirela, numai că... S-a întâmplat ceva pe afară? Mi s-a părut urât. Asta a întrebat Raimond. Nu, mi s-a părut urât ce a făcut Viorel. Față de Oana, în primul rând. Și ție nu s-a părut urât ce ai făcut față de mine? Adică tu spui prietenei tale, hai să-l dăm pe el afară, că ne strică relația, după care eu ies și de ce stai un pic, ce vrei să dau pe Flori afară? Nu înțeleg rostul. Vrei să dau pe Flori afară să stai tu pe lângă Oana continuu? Nu, eu nu înțeleg rostul. De ce te-ai certat tu cu Oana? Pentru mine? Pentru că eu nu stau pentru bani aici. Nu, nu tu ai fost obsedat că Oana e supărată că am ieșit eu. Acum ai eliminat răul din relația noastră. Nu, pentru ce simt eu astăzi și nu pot să stau lângă ea știind că se strâmbă tot timpul la mine și mea la mișto. Eu vorbeam serios în bățăl cu ea și mi-a râs în față. Cum nu pot să stau oricum cu persoana de asta lângă mine? Oricum ar fi părerea mea, știți care este? Ori Laura ieșea, ori nu ieșea, erau aceleași discuții, exact. Vă garantez. Între Oana pentru și Viorel. Da. Simt eu eu mai vreau o întrebare să te, da, să-ți spun. Asta e părerea mea din ceea ce am văzut. Da? Și imediat vreau și fosta ta iubită să te întrebe ceva. Laura, da, ai confirmat un lucru pe care Georgiana l-a spus atunci când cu bilețelul. Acum l-ai confirmat tu. Georgiana a spus că tu i-ai fi șoptit Georgianei la ureche, că nu simți nimic pentru Florina. N-ai vrut să comentezi atunci. Acum ai recunoscut tu, nu simți nimic pentru Florina. E cumva adevărat și faptul, tot spus de Georgiana, că de fapt tu ții la Oana? Dar recunoaște, mă. Băi, vă rog frumos aplauze! Am vrut să fie un moment așa. Zi, Laura. Hai că jumate s-a confirmat. Nu ai niciun sentiment pentru Florina. Ai recunoscut-o acum și o spus-o de atunci, da, Georgiana. Dar atunci n-a recunoscut, doamna Mirela. Păi atunci n-a recunoscut, dar acum a recunoscut. Deci Georgiana nu mințea. Cumva Georgiana a mințit când zice că tu i-ai fi transmis ei că tu ții la Oana? Eu am purtat o altă discuție cu Georgiana, nu i-am spus ce să transmită. Dar i-ai zis că o ții la Oana? Nu, nu am vorbit despre lucrurile astea atunci cu Georgiana. Dar atunci Georgiana deci de ce nu a transmis un lucru pe poate, care l-ai confirmat? Poate există o conexiune între lucrurile astea, dar nu are nicio treabă. Da, tu ții la Oana? Nu pot să spun că țin la ea, dar... Dar? Pot să zic că am o poveste cu ea din toată casa asta. Dacă te-ar suna afară, a rămas cu, a rămas cu amintire, totuși. Laur, dă cărțile pe față. Hai, bagă. Fii atent. Laur? Da. Dacă te sună Oana când iese afară, îi răspunzi? Îi răspund normal. Dar ai numărul meu de telefon sau am eu numărul tău? Nu. Chiar asta vreau să zic, doamne Aurica. Nu a schimbat nimeni niciun număr de telefon. Și în legătură cu toaleta, Oana probabil era la toaletă deja. Eu n-am văzut-o în baie. Am intrat la baie, am ieșit, m-am spălat pe mâini. N-am văzut-o pe Oana în tot timpul ăsta în baie, decât pe Flori. Am ieșit afară și atât. O să vedem imediat asta pe material. Da, Florina, ce vrei să rândești? Da, Laur, de ce stai cu mine dacă o place pe Oana? Că nu înțeleg. Puteți să te despați din prima săptămână de mine, dacă chiar nu-ți plăgea de mine și erai cu ea. Tu ai avut cele mai mari dubii la început că aș plăcea-o pe Oana, dar ai stat cu mine. Tu l-ai văzut, Raimond l-a văzut. Că după ceva timp s-au schimbat lucruri între noi, ți-am spus că nu ești ceea ce-mi doresc. A, și de asta, deci din cauza mea ai început să o place sau cum? Nu, am stat cu toți în casă și am văzut cine, cum e și Flori, eu ți-am zis de la început, am fost sincer, că atunci când am fost cu Laur la teatru, el mi-a spus că așteaptă o fată blondă și mi-a spus că i-ar plăcea de mine, dar vrea să vadă fata aceea blondă, să facă un cuplu cu ea și dacă nu s-ar potrivi, să se întoarcă la mine. Și am spus că acest lucru i-ai zis așa, Laur? Nu i-am spus așa. Ceva, ceva de genul, dar ei, nu exact. Deci te rog frumos, dacă tot ești cru și confi... Nu, a fost ceva de genul, dacă ar veni o fată blondă și a sta cu ea, mai ai primit să mă întorc la tine? Dar nu ți-am spus că... Asta am spus. Da, exact. Și tu ai spus că dorești să faci un cuplu cu Flori înainte de a o cunoaște. Că... Ce zice Andrei? Da, simțurile încă o dată nu te vor trăda niciodată. Tu vorbești acum de Viorel? Nu, la oricine. Nu te vor trăda simțurile. Când simți că cineva stă așa și... Dar tu ai intuit că Laura place pe Oana? Te-am și spus, mi se pare. Nu vreau să intuiesc nimic. Bun, atunci, la ce legătură are ce zici tu cu ce zice Laura? Păi, Viorel a simțit absolut oricum. Din cauza asta, că Viorel... Da. Păi și l-am dat afară ca să fie bine între noi și tot nu e.
Deci dacă aveam o atracție față de el, eu l-am prea făcut pentru cuplu. Dar asta n-ai înțeles. Vedeți care e prostia bărbatului sau bine și a femeii. Degeaba vrei tu să îndepărtezi rău când trebuie îndepărtat de altcineva, de tine, cu indiferent și absolut ce. Nu, cred că altfel se spune. Degeaba vrei să îndepărtezi rău din exterior când trebuie îndepărtat rău din interiorul cuplului tău. Oricum noi nu ne înțelegeam, cu sau fără Laur, oricum noi nu ne înțelegeam. Doamna Aurica dă dreptate într-o totul lui Andrei, totul lui Raimond, într-o totul Constantinie și până acum, Doamne, ce oameni răi, ce au cu mine, plângea. Eu nu pot să înțeleg acest lucru. Acum am înțeles. A înțeles și mama. Nu, dacă nu o să aibă dreptate Fiorel, eu o să-i spun că nu are dreptate. Mama, de ce a plâns atunci când v-a certat pentru curățenie? Pentru că mama nu putea să comenteze cum comentezi tu și să mintă toată lumea în față, da, că a făcut curat și n-a făcut curat. Bine, hai să spun. Hai să spun. A zis mama că se duce la baie după aceea când a sunat asta că faceți bucătăria? Cum poți să o minți în față pe mama? Nu că stai puțin. De-aia plângea mama. De-aia după aceea n-am putut să comenteze în fața lor. Ieri tu ai spus că dacă ai fost în locul lui Raimond, te-ai fi strâmbat de 20 de ori mai mult la mine. Asta meriți. Asta meriți. Conștientizez că Raimond s-a strâmbat la mine, nu la doamna Aurica. Și mi-ai făcut capul pătrat și ne-am despărțit și atâtea gale că eu nu iau apărarea doamnei Aurica când sunt conștientă că Raimond s-a strâmbat la doamna Aurica. Și tu ieri ai spus cu telești de asta, că ce? Dat-o din curățenie. Nu, ai zis că mă strâng la tine, că asta meriți. Am dat exemplu cum s-a strâmbat Raimond. Nu mă strâmbam de 20 de ori mai mult decât s-a strâmbat el la Oana. Deci tu erai conștient. Bun, și mă puneai pe înțeles. Mine. Acum Oana, o întrebare, dar vreau să fii și tu true. Că da, nu mai ai cuplu acum. Bun, l-ai nominalizat pe Laur pentru că ți-a cerut Viorel. Ai insistat Viorel, l-ai nominalizat. Îți doreai în sufletul tău să plece? Dar nu-mi doream să rămână pentru mine. Nu-mi doream să plece în acel moment. Nu l-aș fi nominalizat, dar dacă ar fi continuat cu... Nu știu, cu șicanările la adresa mea, cu cum au fost, ne-am contrazis, ne făcea rău într-adevăr, dar nominalizam. Dar în acel moment nu l-aș fi nominalizat. Bun, totuși ai făcut-o fiindcă aveai un iubit. Atunci aveai un iubit. O să mergem mai departe, dar repede să mai dau niște floricele, că vin altele. Pentru Tina și Ray, de la Simona din Londra, grupul Raymania. Pentru Raimond și Constantina din partea doamnei Ligia. Pentru Tina și Ray...